Hai să vedem ce face și politicianul Nicușor Dan. Mai încercați să mediați între PNL și USR o colaborare, o alianță, o tatonare, o discuție de oricare fel în perspectiva alegerilor? Acum, eu mi-aș fi dorit nu atât de mult un proiect comun între USR și PNL, mi-aș fi dorit ca toate aceste forțe mai mici care sunt creditate cu 2%, 3%, 1%, aceste voturi să nu se piardă. Deci mi-aș fi dorit niște alianțe care să prindă și voturile astea, astfel încât reprezentarea partidelor de dreapta în Parlament să fie cât mai mare și ele să facă chiar o majoritate. Acum a trecut termenul de alianțe, știm cu toții cine cu cine merge, au apărut și sunt deja 3 candidați ai partidelor de dreapta la alegerile prezidențiale. Ce se mai poate face? Că din câte l-am văzut pe Nicolae Ciucă cel puțin, el a fost foarte încântat cumva de efortul ăsta sau de tatonările pe care le faceți și zicea că rămâne ușa deschisă, mâna întinsă, mă rog, tot felul de lucruri de genul ăsta, așa, da, teoretice. Totul este, deci noi o să avem, dacă partidele de dreapta o să aibă împreună, să zicem, 40% și cu DMR și cu minorități și așa, putem să sperăm la o majoritate de dreapta. Dacă partidele de dreapta împreună vor avea 30%, atunci, în opinia mea, trebuie să ne așteptăm la o continuare a guvernării PSD-PNL, în care, așa cum pare, PSD-ul o să fie partidul dominant. Ați dat semnătura pe liste și lui Nicolae Ciucă și Elenei Lasconi. Da. A fost așa ceva simbolic să arătați deschiderea spre tot ce înseamnă am zona fost invitat, sunt niște partide cu care am colaborat în Consiliul General, cu care vreau să colaborez în viitorul Consiliul General, cu care vreau să colaborez la nivel național și evident dacă m-au rugat, am semnat și am făcut o plăcere. Îi dați semnătura și lui Ludovic Orban în logica asta, că și el a anunțat că tot la dreapta se revendică, nu? Dacă mi-o solicită, desigur, da. Cu restul? Este un partid de dreapta. Joana?